La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri militari, iar călătorii din autobuz nu au suferit vătămări. La spital fiind transportați cu ambulanța un bărbat și o femeie din autoturism. Polițiștii rutieri încearcă să stabilească acum împrejurările în care cele 3 autovehicule au intrat în coliziune, cea mai probabilă cauză fiind neacordarea de prioritate. Traficul rutier în zona accidentului nu a fost oprit, dar circulația s-a desfășurat cu greutate.